Alinica iese în față cu noi acuze la adresa PSD și îl blamează pe Alfred Simonis, adversarul său la președinția Consiliului Județean Timiș. Mărul discordiei electorale este stadionul Dan Păltinișanu, o investiție așteptată de timișoreni. Actualul președinte al Consiliului Județean Timiș spune că obiectivul a fost întârziat intenționat de PSD pentru a-l putea anunța în campania pentru alegerile locale. Pentru noi este foarte clar că cei de la PSD au amânat intenționat aprobarea acestor indicatori tehnico-economici prin hotărâre de guvern, tocmai pentru a-i aproba în timpul campaniei electorale și pentru a face din această investiție un subiect de șantaj politic la adresa timișorenilor și să ofere într-un fel un fel de mită electorală timișorenilor doar pentru a câștiga câteva procente în plus la alegerile care urmează 9 iunie. Suntem practic martorii unui trafic de influență pentru blocarea acestui stadion. Alinica mai spune că cei de la PSD au blocat acest proiect în mai multe rânduri, iar acest lucru e confirmat după părerea lui de faptul că stadionul Dinamo a luat-o înainte, deși a pornit mai târziu. Nica l-a luat în colimatoriu și pe premierul Marcel Ciolacu, despre care spune că a fost în urmă cu câteva luni la Timișoara și a afirmat că în cel mai scurt timp hotărârile de guvern vor fi adoptate. Și ce s-a întâmplat? S-a întâlnit și cu suporterii și a dus cu vorba și pe suporterii acestei echipe și pe timișoreni, pentru că nu le pasă de Poli Timișoara, nu le pasă de echipă, nu le pasă de așteptările unei întregi comunități pe care ei cred că o pot subordona, o pot mitui electoral, la fel cum fac în alte părți din țară. Nica a completat că este vorba despre două hotărâri de guvern și nu una pentru stadionul Dan Păltinișanu și a recunoscut că nu primește sprijin de la București. Mai mult, s-a exprimat că Timișoara le stă în gât celor de la București și că orașul se poate dezvolta pe forțele proprii, bazându-se pe un mediu privat competitiv.